Monica Gabor suferă cumplit după mama ei. Iubita lui Mr. Pink a făcut publică o fotografie în care împarte hrană oamenilor străzii. Îmbrăcată într-un tricou alb și însoțită de doi bărbați de culoare, Monica ține în fața ei multe bunătăți, de la fructe până la prăjiturele, pe care le oferă centrului unde se află oameni fără adăpost. Vedeta a mărturisit că de fiecare dată când trece prin momente grele, dăruiește. Citez: eu mă rog și merg de câte ori trec prin momente grele la un centru dedicat oamenilor străzii și le dăruiesc cât mai multe lucruri care îi plăceau mamei noastre, Veronica. Dumnezeu să odihnească în pace.